România se află așadar sub primul val de caniculă din acest an și aflăm toate informațiile de la Elena Matescu, directora ANM. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult! Doamna Matescu, dacă ne auziți, cât va ține acest val de caniculă? Va fi unul de scurtă durată, vorbim de a doua zi în care temperaturile maxime s-au apropiat de pragul unei zile de caniculă, 33-34 de grade. Astăzi, de asemenea, vorbim de disconfort termic ridicat în toate zonele de câmpie, dar și în cele deluroase, iar mâine în partea de sud și est a țării, acolo unde indicele temperatură umezeală va putea depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 31 până la 36 de grade. Va fi caniculă astăzi în partea de vest, respectiv în câmpia română, dar în câmpia de vest, dar și în sudul țării, în câmpia română, iar mâine în câmpia română și în Dobrogea continentală. În același timp, vorbim și de fenomene de instabilitate atmosferică în această după-amiază și pe parcursul nopții, pentru că de la ora 20 până mâine dimineață la ora 04 vorbim pentru zona Banatului, Crișana, Maramureș și partea de nord-vest a Transilvaniei de perioade cu intensificări ale vântului, cu rafale de 80-100 de km pe oră și vijelii, acolo unde pentru cele 6 județe din această parte a țării va fi în vigoare o avertizare meteorologică de cod portocaliu. Și tot din această seară, de la ora 19 până mâine la ora 10, vorbim și de areale aflate sub incidența unui cod galben în partea de vest, nord-vest și local în centrul țării, unde perioadele de instabilitate se vor manifesta prin averse, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii, grindină și pe intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă pot consemna valori de 20-25 de litri pe metru pătrat izolat, peste 30-40 de litri pe metru pătrat și ce este de remarcat, faptul că instabilitatea va rămâne de interes și pentru zilele de sâmbătă și duminică, în special în zonele centrale, sudice și estice ale țării. Ținând cont de toate datele pe care le-ați prezentat, există în continuare risc de inundații din cauza averselor în anumite zone din România? Cu siguranță, colegii de la Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor monitorizează informațiile astfel încât, în funcție de estimarea condițiilor meteorologice din punctul de vedere al cantităților de precipitații, mai ales pe secvențe scurte de timp, vor interveni și vor amenda alertele hidrologice, cel puțin de tip nowcasting sau alerte generale. La ce să ne așteptăm de săptămâna următoare? Pentru săptămâna următoare vorbim de temperaturi în general apropiate de normalul termic la scara întregii țări, mai ales în prima parte a săptămânii, unde maximele se vor situa între 22 până la 30-31 de grade în continuare, cele mai ridicate valori în partea de vest, sud, sud-est a țării, pentru ca începând din a doua parte a săptămânii sau sfârșitul de săptămână, mai ales ziua de sâmbătă, să aducă din nou în zonele sudice, sud-estice, valori apropiate de 33-34 de grade. Doamna directora ANM, în ultimii ani ne-am obișnuit ca în perioada de vară să fie înregistrate noi recorduri de căldură. Ar putea fi și acest sezon unul al extremelor? Am putea avea un nou record de caniculă anul acesta? Nu trebuie să excludem această posibilitate, luând în considerare experiența ultimilor ani și statistica datelor meteorologice, care ne-a arătat că fiecare an a doborât recordurile înregistrate în anii anteriori, iar când vorbim de caniculă, trebuie să îmi facem mențiunea special asupra duratei valului de căldură a ariei, din perspectiva zonelor care se pot afla sub incidența codurilor portocalii sau chiar roșii, așa cum s-a întâmplat în anii anteriori în sezonul de vară, dar și a valorilor maxime de temperaturi care să se apropie de maximele absolute lunare din perioada următoare, iulie și august. Cu siguranță monitorizăm atent situația și putem să amendăm aceste informații pe măsură ce avem datele în funcție de condiția contextului.
contextului sinoptic la scara României, influențată în mod deosebit de ce se întâmplă la nivelul continentului. Vă mulțumesc foarte mult, Elena Matescu, directora ANM.